acestea se pun de plină și se primesc toți deținuții care sunt în loc de curs în penitenciar, pe perioada de arest preventiv. O să vedem și o secție de regim închis, o curte de plimbare, așa mai departe. Asta este camera de vizită intimă, nu vă faceți impresia că cineva este filmat înăuntru sau alte cele? Aici este camera de vizită cu apărătorul legal. Există un singur lăcaș pe unde se dau actele, ca să nu existe contact, să nu existe suspiciune, cum că se dau obiecte interzise, se discută prin telefon, există aici un buton de panică. Aici sunt audiați deținuții, în fiecare zi, de către doamna judecător de supraveghere, tot în condiții de confidențialitate. Aici avem de asemenea stomatologia, care lucrează tot timpul, în fiecare zi de lunea până vinerea. Sunt în fiecare zi selecționat o anumită secție care merge la stomatolog. Există un orar. Ne aflăm într-o secție de arest preventiv, în care se execută perioada de carantinare, respectiv cele 21 de zile. În această cameră sunt cazați în acest moment 4 deținuți de arest preventiv. Aceasta este zona, respectiv paturile, cu spații de depozitare pentru fiecare deținut în parte. Avem baia separată. Pentru asigurarea dreptului la informare avem o televiziune prin cablu, respectiv în fiecare cameră de deținere am încercat să avem câte un televizor pentru fiecare cameră. Aerisirea se face și ventilația prin sistemul de ventilație respectiv geam în fiecare cameră. Este o cameră de carantină, unde deținuții sunt custodiați pentru prima dată în primele 21 de zile. În această perioadă de carantină, deținuții sunt monitorizați din punct de vedere al asistenței medicale, li se face o expertiză din punct de vedere psihologic, al asistenței sociale și educaționale și se stabilește traseul lor execuțional pentru perioada cât vor fi custodiați în acest penitenciar. În fiecare cameră de deținere există câte un telefon pentru asigurarea drepturilor sau dreptului la convorbiri telefonice cu familia, apărătorul sau cu oricare altă persoană cu care dânsul dorește să comunice. Printre dotările personalului avem butonul de man-down. Este un sistem de alarmare care funcționează la nivelul unității, prin care se alarmează în caz de panică, în caz de probleme iminente. Avem baston de cauciuc sau tonf, în cazul acesta este un baston de cauciuc, cătușe din metal și suntem dotați cu spray paralizant. Nu avem voie arme de foc sau orice fel de armă în interiorul sectorului de deținere. Aceasta este secția de tranzit și avem de asemenea camerele de semideschis, respectiv deținuții care au fost declasificați în regim închis și urmează a fi transferați spre unități destinate custodierii deținuților din regim semideschis. Mergem, dacă vreți, mai departe. Separăm o cameră care este, din punct de vedere legal, considerată ca fiind conformă, respectiv o cameră de tranzit. Thank you.
Ne aflăm într-o cameră de tranzit în care sunt cazați un număr de 20 de persoane private de libertate care tranzitează penitenciarul Aiud cu destinație, având ca destinație alte penitenciare. În momentul acesta, fizic, în această cameră, este custodiat un singur deținut aici, urmând ca la noapte să vină restul de 19 persoane care urmează a fi custodiate. În fiecare cameră de deținere avem câte un telefon care asigură dreptul la convorbiri telefonice, un televizor pentru asigurarea dreptului la informare prin canalele mass media, pentru a asigura intimitatea deținuților avem o toaletă separată. Fiecare deținut sau fiecare pat este dotat cu lenjerie de pat, o pătură, pernă. În fiecare pat este cazat o singură persoană privată de libertate. Asigurăm dreptul la cazare pentru fiecare deținut care tranzitează această unitate. Fiecare cu sectorul. Pe responsabilități. Deci, cameră cu deci are spune de curățenie din cameră, exact. Deci are grijă de patul de curățenie, celălalt de acolo cu curtea de plimbare, altul care face curat pe bol. Am înțeles. Și cei de aici de la regim închis iau sau voie? Deci cei în care se închis, da, sunt regim închis și asigură de dau masă la curățenie. Asta am înțeles. Direct asupra lui. Bun. Unde asigurăm zilnic spălarea lejerilor de pat și a păturilor pentru deținuții din întreaga unitate. În fiecare zi există un program bine stabilit pentru fiecare secție de deținere și se ia lejeria de pat și păturile zilnic pentru a fi curate tot timpul. Pe secție de deținere o să vă arăt de asemenea, există pe fiecare secție de deținere mașini de spălat și uscătoare pentru fiecare secție de deținere și zilnic se spală îmbrăcămintea fiecare persoană privată de libertate. Ne aflăm în fața celebrei secții numită Zarcă, unde sunt custodiați deținuții din regimul închis tineri și majori, deținuți care au o pedeapsă între 3 și 13 ani. O să intrăm în cadrul secției și o să vedeți cum sunt curțile de plimbare poziționate, respectiv ce înseamnă plimbare, perioada de timp pe care un deținut o petrece în aer liber, zilnic. Mergem, dacă doriți. Unde-i Roxy? Vreau să știu. Bun. Eu am o cățelușă și doi iepuri aici. Oh. Am încercat să le, să le ofer așa o mai intim. Deci, tot cum arată cama de pe bar aici, nu s-a luat atât. Aici este o curte de plimbare pentru regim închis, curte de plimbare în care deținuții desfășoară zilnic activitatea de plimbare, respectiv 3 ore pe zi. În fiecare curte de plimbare am încercat de asemenea să avem câte un telefon pentru asigurarea dreptului la convorbiri telefonice în condiții de intimitate cu familia, cu apărătorul legal sau cu cine dorește fiecare deținut să discute. Am încercat să umanizăm cât de cât această zonă de plimbare sau să fie cât mai apropiată de ceea ce unii dintre noi avem sau nu avem acasă. Avem și doi iepurași, avem și un mini heleșteu. Ne aflăm într-o secție de regim închis, o secție în care sunt custodiați în
jur de 75 de persoane private de libertate, 30 din categoria tinerilor, respectiv 18-21 de ani. Restul sunt deținuți de regim închis care desfășoară activități productive, respectiv activități în interesul locului de deținere, deținuți care se prepară hrana pentru întregul efectiv de deținuți și deținuți care desfășoară activități productive, respectiv cu sut încălțăminte. În această cameră sunt cazat un număr de 3 deținuți. Li se asigură de asemenea dreptul la informare prin intermediul televiziunii. În fiecare cameră de deținere am încercat să dăm deținuților posibilitatea de a fi informați prin intermediul cablului cu circuitul intern unde sunt puse toată legislația care este în vigoare în acest moment. În cadrul fiecare secție de deținere, din primul acestui an, am încercat să asigurăm pentru asigurarea igienei personale, mașini de spălat și uscătoare performante pentru a evita posibile chestiuni de bolnăvire. Săptămânal se primesc se primește detergent și înălbitor pentru fiecare secție de deținere, tocmai pentru asigurarea igienei cât mai conform. Pentru fiecare secție de deținere, de asemenea, am încercat să utilăm fiecare secție, cu frigidere, în care deținuții au posibilitatea să își depoziteze alimente pentru a nu deveni perisabile. În funcție de capacitatea fiecarei secții, există și un număr predestinat de frigidere. Asigurarea setului la distribuționare și corespondență, pe fiecare secție de deținere este instalată câte o cutie poștală. În fiecare zi, un funcționar de la poștă, împreună cu un loc
lucrător de la sectorul vizită ridică corespondența. Am avut o colaborare cu mai mulți artiști internaționali care timp de o săptămână au stat în interiorul locului de deținere și au, împreună cu deținuții, au pictat acest zid. Fiecare zid, fiecare porțiune de zid reprezintă, are o temă. De obicei tema